Ce faceți, mă, băieți și fete? Bine v-am găsit la un nou live stream. Nu o să dureze foarte mult live-ul acesta, pentru că la 4:30 o să cam trebuiască să ies, pentru că am ceva de făcut. Dar nu contează asta, haideți să anunț. Eu știu că am început altfel live-ul, n-am început cum îl începeam eu de obicei. Asta să anunț eu peste tot, că sunt live chiar acum. Ok. Dacă eu o să și postez un clip în care spun că sunt live pe YouTube ca să primească oamenii notificare, asta în funcție de numărul de persoane care vin pe live, care vine pe live. Da. Și astăzi o să mergem la Bunker Alpha pe Last Day on Earth. Te salut ăla care ai fost pe live acolo, o persoană, dar n-ai spus nimic, n-ai dat like, nu nimic. S-ar putea să fie... S-ar putea să fie Edițu sau unul din ăștia care sunteți voi mai hateri, așa, pana mea. Dar ok, haide să vedem. Trimite. Creează o postare. Suntem live chiar acum. Cu Last Day on Earth. Mergem la Bunker Alpha. Hai și tu. Așa. Hai să pun și pe... Da, nu se dă deloc notificare. Ok, așa că o să postez un clip. Nu durează mult. Imediat postez clip, ok? Opa! Stai puțin. Bro, moare caracterul pe Last Day. Stai să-i dau de mâncare. What the fuck? Băi, moare caracterul, ești nebun? Că, gen, eu am jocul pornit acum, ca idee. Bro, bă, ce nebun e ăsta? Stați o secundă, că... Că ăsta îi se face foame, ești nebun? Da, mai avem pe aici berry-uri, mă rog, o să-i dau eu. Dar nu acum... O să povestesc mai multe... Salut, Iuliane! Salut! O să povestesc mai multe chestiuțe pe aici, imediat. Dar să spun, să postez un clip în care zic că sunt live chiar acum. Pentru că nu se dă notificare, mă. Nu se dă notificare. Uite, nici de al naibii nu se dă notificare cu ei, că de asta urăsc eu YouTube-ul câteodată să-mi bat piciorul în el de YouTube. Pă bune! Urăsc YouTube-ul ăsta câteodată, uite-te și tu, că nu vrea să se dea notificare, ești nebun? Da. Și văd că am mai primit un comentariu de la cineva la piesa pe care am postat-o aseară, lol. Sună bine. Uite, de la Adrian. Nici nu e melodie. E un remix, bossule. E un remix. Hai că știu oamenii mei de remix, ești nebun? Au auzit oamenii mei la viața lor de remix. Mâncați-a și pana ta. În fine, vă salut. Ia uite, mă, stai că acum a început să se dea notificare, ești nebun? Salut, Adrian. Bună, Laura. Salut, Dragoș. Bine m-am găsit, băieții. Stați că imediat o să schimb scena, ok? Imediat. Imediat trecem la Last Day on Earth. Respect, Mario, respect. Respect, Mane. Să vedem cum facem. Dacă fac eu așa... nu cred că fac bine. Nu știu cât de bine aș face așa, sincer. Da. Vom vedea. Bă, să-mi spuneți dacă se aude muzica prea tare sau prea încet. Momentan nu se aude deloc pentru că se aude foarte încet acum. Sunt anumite părți din muzică, știți, că voi, știți voi că se aude mai încet așa. Salut, Danu! Salut, Ștefan! Salut, Costârcă! Sper că am citit bine. Sper că am citit bine. Bine v-am găsit, băieți și fete, pe live. Haideți să-i dăm drumul la treabă, pentru că ne așteaptă Bunker Alpha ăla. Așa, am schimbat scena. Da, știu, e... stați puțin, unde-i mă captura de display cu ei, că se vede nașpa așa. Unde dracu-i mă captura de display? Bă, unde a dispărut mă captura de display? Bă, să mă bată copila și nu mai văd. Nu e captura de fereastră, nu e... ăsta mă. Gata, mamă, cu ei, să-mi bat pșur, dar... Da, în fine. Costarca? Ok.
Haideți să dăm drumul la Lazio Nerf. Putem vedea aici Lazio. Gata. Stați să deschid și eu telefonul să mă duc pe live să citesc ce spuneți voi aici. Imediat, imediat. O secundă, vă rog. Eu nu o să aud ce spui, dar o să fiu pe live. Ah, ok, Iulian. Pentru tine, Lost Kira. Ah, Lost Kira. Ok, bine te-am găsit, man, ce să zic. Ia stați puțin să... Luăm noi, uite, niște beriuri, ca să-mi fac eu mâncarea sau... Nici nu știu cum să fac, să-mi bag piciorul. Căci cam o să fie nevoie de mâncare. Și eu nu mai am, pentru că, ghiciți ce, m-am bătut cu... Efectiv, am fost în... să mai lootez off-camera și... Cum să vă spun eu... M-am trezit cu The Big One pe mine, m-a omorât. Am pierdut toată mâncarea, că aveam multă mâncare. Aia e un meci mai prost. Ce să zic, bă, Danule? Ce să mai zic, fratele meu? Păi ce m-a speriat? Iar moare mă ăsta de foame. Bă, da. Mamă, e clară treaba. M-am speriat efectiv că ăsta... Doamne. Ok. Ce pui mai întâi, laptele sau cerealele? Bă, nu știu. Știu că vă place foarte mult ciorba, așa că am pus ciorbă de fasole, bă. Bine, de fapt, știu, e ciudat. Am pus morcovii, dar... Bine, orice ciorbă are morcovi, logic, nu? Logic. Da, în fine. Haideți să luăm și noi morcovii ăștia. Să-i pun eu un... Bă, ce naiba... Mamă, ce mă enervează controlul ăsta câteodată. Să-mi bag piciorul. Uite-te și ce control de căcat, bă. Da. Bă, da, sigur nu se aude prea tare muzica? Nu. Ok. Hai să pun eu asta aici. Sper că e bine. Sper că e bine. Da, cred că mai întâi o să mă duc. Cred că mai întâi o să mă duc să fac rost de niște mâncare și după mergem la bunker, alfa, că cam jale așa. Eu, am mai deblocat ceva. Opa! Am deblocat 1 sau 10? Stai puțin. Cum ar fi să fi deblocat 10 de-astea? Ia stați puțin să vedem. X la inbox aici să dau. 10 Iron Pickaxe-uri și 10 Iron Hatchet-uri. Nu-mi vine să cred, dude. Nu-mi vine să cred, dude. Bă, voi știți cât de mult înseamnă 10 Iron Hatchet-uri și 10 Iron Pickaxe-uri? Mama mia, pizzeria. Nu se aude tare, mai tare te auzi tu. Ce anume? E normal pentru live, zic eu. Da, ok, atunci, e bine. E bine dacă se aude bine, știi? Wow, bă, deci mi-a... Efectiv, m-a lutat ca lumea jocul când mi-a dat hatchet-urile astea și târnăcoapele astea aici, nebun. Așa, haideți să mergem, bă, băieții. Haideți să mergem. Stai, pe Dead by Daylight se întoarce DLC-ul Stranger Things. Da, am auzit că se întoarce DLC-ul ăsta. Am auzit, mi-a mai spus și mie cineva de pe server. Da, nu știu, foarte interesant, nu știu, dacă pentru voi e interesant, e bine. Bă, și să vă zic o chestie, mâncavaș. Că bine, am mai spus și pe live. Dar pur și simplu venim și o să mă duc să mai lutez lemn aici, la zona galbenă. Salut, Brawl Malter, salut. Bă, am fost aici ieri. Ieri s-a întâmplat. Eram cu Alberto pe voice. Și... îi deschisesem eu o cutie random. Ok? Deschisesem o cutie, știi? Ca să văd ce are acolo, să iau și eu, să lutez. Bine, de eu aveam inventarul plin cu lemne și... În fine. Și după aceea mă trezesc cu The Big One pe mine, mâncați-și. Aud că primez niște hituri, dar se auzea așa mai ciudat. Se auzea plășc, nu știu cum să vă spun. Se auzea ciudat. Și după aia când ies din cufărul ăla, gen să nu mai văd inventarul, bă, îl văd pe The Big One lângă mine, ești nebun? Îmi dat 3 hituri, m-a omorât. Da, în fine. Și am pierdut toată mâncarea, am pierdut toate lemnele, aveam foarte mult lemn. Aia e.
Aia, acum aș vrea să mă duc să mai fac și un rost de mâncăric, așa. Că am nevoie de mâncare. Și niște lemn nu ar trebui, sincer. Sincer. 200 de lei, mă? Du-te, mă, cu DLC-ul tău de aici. Că nu se merită. Chiar nu se merită să le iei, nebun. 200 de lei, frate, cu 200 de lei. Mă, câte poți să faci? Poți să ții 4 PES-uri pe Brawl Stars, ești nebun? 4. Du-te, bă. Opa! Băieții, nu știu cum să vă zic, dar solul ăsta îmi sună cunoscut. Îmi pare cunoscut solul ăsta, mâncavaș. Ăsta e un event, ăsta e ceva special la... În moment... Mam, e o vulpe moartă. Ăsta e un event special. Nu știu ce să fac în momentul de față. Mai puțin de 100 de lei, dar n-ai neba, are un DLC limitat și de-aia e scump. Aha. Da, nu știu, bă, voi știți mai bine. Dar oricum, ați văzut, erau copaci dați jos. E ceva destul de rar, dacă mă întrebați, ce se întâmplă acum aici. Wow. Ok, haideți să facem în felul următor. Mă duc eu la inbox și o să vreau să dau tag la aceste berry-uri ca să îmi fac și eu aici mâncarea. Stai, unde e mă inventarul? Inventarul. Așa. Că ar trebui să-mi cam fac asta aici. Așa. Eu zic că e ok. Bă, și mi-ar trebui și o armă, mă, dar nu am arme. Eu am venit eventual ca să lutez pe aici, știi, să... Nu știu ce să fac în momentul ăsta, sincer vă zic. Hai să ne uităm la inbox, ia stați, vreau să văd ceva la inbox. Am o macetă. Katana. Da, oricum, armele vreau să le păstrez pentru bunker alfa. Armele vreau să le păstrez. Hai să luăm maceta. Luăm maceta, că vreau să văd care e faza cu eventul ăsta, ok? Faci Bravo Skin Money? Astăzi nu, Brawl Stars. Astăzi nu. Sper să vină update-ul la Prestige mai repede. Bă, vom vedea. Vom vedea. Și posibil să mai vină și ceva nou, tot cu Stranger Things. O dați nebunii, mă, cu Stranger Things ăsta, să-mi bag piciorul de nu. Po bune. Dar hai să vedem ce zombi sunt ăștia. Ai, roaming zombi. Nu știu de ce mi se pare că arată mult mai ciudat. Par mai ciudați decât înainte. Ia să mergem noi în spatele la ăștia. E un roaming zombi. Ah, sunt numai roaming zombi, mă. Atunci am ba piciorul unii de zombi. Ți-i omor ușor. Dar oricum, uitați că e ceva în fum în aer. E ceva, nu știu, e ceva straniu cu eventul ăsta. E ceva mare acolo. Oh! Opa! Ce e ăla? A, e crawler. A. Opa! Stați puțin, mâncavaș, că ceva nu e ok. Bro, ce-i pe eventul ăsta? Asta e o zonă infestată. Aici. Opa! Opa! Ăsta ne ajută! O să-ți dea Dumnezeu sănătate și măcuța Domnului. Hai, fratele meu! Witch! Opa! Bă, ăsta e Witch, ești nebun? Ăsta e unul din boșii din Last Day on Earth. Ăsta e un boss, mâncava așpana voastră. Niciodată n-am dat de el pe Last Day on Earth. What? Bă, și mă bucur că am prins chestia asta pe live. Bă, Witch-ul e un boss, mâncavaș. Nu știu cum să vă zic eu. Și ăștia ce fac? Ăștia pleacă? Ăștia pleacă. Salut, băieții! Salut, salut! În bunker este un alt boss. Da, știu. Da.
Este The Blind One ăla, da. What the fuck? Voi vedeți? E un zombie acolo. Bro, dar e ceva... aici. Oh, armură. Ok, armură, mă rog. Schimburi de-astea de armată, pana mea. În fine, vă salut. Vă salut, băieții. Bine m-am găsit. În bunker, da. Ok, păi... Ba, piciorul a fost... Nu știu ce a fost cu acest event. E un fel de event în zona verde. Oricum, eu voiam să mă duc. Avem cupaj de oak. Mamă. De ce jocul îmi dai acum toate astea? La 4:30 ar că am trebuit să-l închid, dude. Mamă. Uite câte îmi dă jocul acum aici, nebun. Câte chestii. Ai grijă să nu mor din nou, că sigur dai rage pe live. Nu știu ce să zic. Și așa n-am cine știe ce iteme acum, știi? Salut, am venit cu al doilea canal. Te salut. Te salut. Bă, dar chiar nu uitați de un like acolo, dacă mai vreți. Opa. Se aude ceva. Se aude ceva! Ok, asta se auzea. N-am nevoie de aia. Ok, păi eu vreau să fac în felul următor, băieții. Cred că o să-mi dau echip la toate astea. O să dau use la toate astea. O să iau macetele, o să iau armele. Vreau să iau tot cu mine. Vreau să iau asta. Astea ar trebui să le las. Vreau pentru bunker alfa, ca idee, băieții. Să fac chestia asta. Ok, cred că o să fac așa. Bun. Ce aș mai putea eu să iau? Stai. Bă, dar mă enervează controlul ăsta, panorama de pe emulator. Nu, de aici n-am ce să iau. Unde era, mă? Aici, mă. Așa. Aș vrea să iau astea. Cred că o să iau și astea. Stai să văd ce aș mai putea să iau. Da. Salut, Ben! Salut, salut! Ești prieten cu Slimer? Da. Adică... A venit el, m-a găsit pe YouTube și... Uite așa, a început. A început să ne înțelegem. Bă, astea aș vrea să le șterg. Așa. Bun, eu zic că am luat arme, dar n-am mâncare. Asta e problema. Nu am mâncare, dude. Și am nevoie de mâncare. Da, puțină, puțină. Dar... Sper să mai găsesc pe în bunker alfa mâncare, sincer. Hai să vedem codul, băie și fete. Codul de la bunker alfa este 95021. Hai să punem pe chat. 95021. Așa, și acum ce mai vreau eu să fac? Aș mai vrea ceva, dar nu știu ce. Ok, mi s-a făcut asta, dar nu știu dacă mai am nevoie. Pot să pun aici? Da. Mă. Mai avem pietre pe aici? Nu. Da, avem lemn aici, dar nu o să-l iau încă. Nu o să-l iau încă. Salut, Bas Busted, salut. Ok, păi cred că putem să-i dăm drumul la bunker. Să mergem la bunker alfa. Ah, dar chiar văd asta, că am zis că vreau să mă duc să iau copacii de oak. Atunci o să încercăm să facem loc în inventar. Facem loc în inventar atunci. Uite, o să beau apa asta. Vreau să merg la eventul cu copacii de oak, ca să iau lemn, că... Ești prieten cu Rockstar? Da, logic. Din moment ce a postat clipul ăla, da. Sunt și eu prieten cu Slimer. Da, dacă zici tu. Stai,
Avem eventul cu motocicletele. Mamă, dar de ce trebuie să fie, mă, mereu aici eventul ăsta? Hai să mergem la el. Și haide să luăm de aici un iron hatchet. Ca să putem să tăiem copacii de oak. Căci cu hatchet-ul simplu nu poți. Salut, Dream, salut. Fă la fel ca pe Resident Evil, tochitura de pui. Tochitura de pui. Păi poți să faci tochitura de pui aici? E întrebarea mea întrebătoare. Că, sincer, nu știu chiar așa de multe despre Last Downer, știi? Ah, mă, nu te mai preface că ești Dream, ești nebun la cap, că nu știu că nu ești Dream. Olu! Toxic Spitter, hai, încarcă-te, dracu, mai repede! Ok. Mamă. Mamă, mamă. The fuck e aici? Oh. Oh my god. Sunt foarte mulți lupi, mâncavaș. Sunt foarte mulți lupi. Și nu știu dacă aș avea vreo șansă în fața lor. Bă, eu am venit aici ca să sparg copaci, să iau copaci, să iau lemn, de fapt, nu copaci, mă rog, mă scuzați. Opa! A, e Toxic Abomination! Mamă, ce spăcoate ți-a mobi! Dăștea mobi, doamne, am nebunit cu Minecraft-ul. Ce-i cu fake-ul ăsta? Bă, nu știu. Nu știu, man. Da. Ce să mai zic? Sunt foarte, foarte mulți mâncați vași și nu știu dacă o să am vreo șansă în fața ăstora. Așa că, sincer, cred că... De fapt, nici nu știu cum să fac mâncavaș, mă credeți? Ok, cred că... Sper să nu mor, Doamne, ajută-mă, Doamne! Stai. N-are mă de unde să fie real că el nu e român să vină pe live românesc. Exact! Frate, cât de... Păi, ești nebun! Adică, e logic în pana mea, știi? E foarte, chiar logic. Ceea ce spui acolo tu. Bro. Toxic Abomination, dude. Oh, lo! Da, e cam uitat că ăsta... Ok. Nu mă interesează. Haideți să tăiem copacii de oak, băieți. E bun lemnul ăsta, adică chiar mai... E important lemnul ăsta ca idee. Mamă, și trebuie să ne ducem acasă să ne spălăm, dar nu mai am sticle cu apă. Mamă, și mai și put. Bă, voi știți în ce stare nasoală sunt acum? Gen, mă refer... Am nevoie de apă. Nu, 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 dar nu, nu da în copacul ăla. Irosesc naibii toporul pe lemn simplu. Și n-am nevoie. Așa... Nu, nu, da în ăsta! Morții tăi de caracter. Așa. De aici. Salut, Adrian. Deci am nevoie de apă, băi și fete, ca să mă spăl. Am nevoie de mâncare, pentru că o să fiu... Sunt în criză cu mâncarea și... Da, sunt într-o situație nașpa acum. Ce? Așa că avem 15. Ok. Oh, am primit extra loot, lol. Am primit extra loot. Ok. Și acum din cauza că put, o să vină ăștia pe mine să-mi bat piciorul. Are traducător lângă el. Da. Dacă zici tu, bă. Bă, da.
Nu mai sunt copaci de aur pe aici? Bro, iară sunt... Stai. Olo, deceased wolf! Ăsta mă omoră pe mine într-un episod. Papa. Ăla mă omoră pe mine într-un episod. Ba, piciorul, nu, nu am nevoie, nu mai am nevoie de deceased wolf. Nu, 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 papa. Da, sincer, o mai fi copaci pe mijloc, dar nu cred că mai iau. Ba, picioarele. Da. Haideți să mergem spre casă, bă. Haideți să mergem frumos. Bă, dar mai e și eventul ăsta. Da, cred că îmi ba piciorul în el de event. Că și așa nu-mi dă cine știe ce e ăsta. Cred. Da. Chiar nu știu cum să fac mâncava, vă zic sincer. Adică trebuie să mă încadrez într-o oră, știi? Să mergem la bunker, să mai mergem la eventurile pește prăjit. Na. Salut, Robi, salut. Hai că nu trec chiar ambulanțele, e clar. Numai când fac eu live mă se întâmplă asta, să-mi ba piciorul din... Mâine e championship pe Brawl Stars. Dacă e, poate o să fac un live așa, poate. Vedem, depinde de... Depinde de mai multe lucruri, mă rog. Ia, hai să... Să pun eu lemnul ăsta și să mergem spre bunkerul ăla. Ca să facem treabă ușoară. Așa. Și mai am ceva pe aici? Ce ar trebui să las? Nu. Eu zic că totul e... A, de fapt, ba da, toporul ar trebui să-l las. Toporceanu. Și aș vrea să mai văd eu un lucru. Un singur lucru aș vrea. A, ok. Hai că ni s-a mai făcut mâncărică până una alta. A, să se spele ăsta, mă. Da, hai că putem să ne spălăm dacă ești. Că puteți sta, vai de capul meu. Dar stați liniștiți că știu. De fapt, dacă stau să mă gândesc acum, da, știu unde aș putea să fac rost de apă. Am uitat de asta. Bă, sincer, eu nici măcar nu am văzut că e campionat pe Brawl Stars. Sincer, nici n-am văzut. Da, hai să vedem. Bunker Alpha, venim spre tine. 31. Mamă! Mamă! Ce să fac? Ne uităm la o reclamă, băieți. Ne uităm la reclamă. Sau ba nu! Stați puțin că am aici o idee inginerească. Hai că inginerească, dacă e. Dăm work. Cancel. Așteptăm să se facă 30 și gata. O să dăm speed up. Luați-o pe asta, vă. Mamă, da, 26 de minute mâncați și pana ta. Eu intru în fiecare zi că am PES-ul cumpărat pe contul meu. Și azi din Brawl Box mi-a picat gin și sunt pe la tier 18-19, ceva de genul. Și n-ai intru în fiecare zi să fac misiuni. Bă, foarte bine. Foarte bine. Ia. Yeah. Puteți mai dăm take-all la ceva? Nu, cred. Până în alta, până ni se face și nouă. Uho! Am dat take-all la o macetă. Sau ce e aia? Katana? N-a, e katana, mă. Da. Speed up, gata. Let's go. Gata, băieții. Ajungem la bunker alfa. Nebunie. Nebunie pe chat. Sperăm să nu murim, bă. Rugați-vă, bă, și pentru mine, vă rog. Că nu... Nu vreau să mor aici. Sincer. E unul din cele mai proaste locuri unde ai putea să mori, vă zic. Vă zic eu. Skywars, Bedwars, am făcut un singur live pe canalul ăsta și... Nu știu dacă mă mai gândesc să fac live-uri cu Skywars sau Bedwars, pentru că știu că dau rage. Dau rage. A, și ăsta are un pistol, dacă nu mă înșel. Da, da. Hai mă că mai mi-amintesc și eu de bunker alfa. De ceva de la bunker alfa.
Care era bunkerul codul băieți și fete? Morții, te că am uitat. Unde mi-a fost mintea cu aia? Unde mi-a fost mintea, mă, mânca vașpana voastră? Bă, dar nu m-a dus deloc mintea, mă, când m-am... Bă. În morții tăi, ia, mă, cardul de la bunker alfa. Incredibil, bă. Acum trebuie să ne întoarcem acasă. Să iau cardul de la bunker alfa. Și ne întoarcem, ia. Vai, 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 vai. 25, da. 95021. Ok. Ok. Țineți, mai țineți-l puțin în minte, vă rog, că... Na. Acum trebuie să ne ducem până acasă, bro. Că noi am fost proști și nu ne-am gândit că trebuie să luăm cardul de la bunker alfa. Ești nebun? Aia e? Eu acum am văzut că ai 138 de euro, să mă rog. Bă? Na. Ce să zic? E bine dacă acum ai văzut. Da, hai să vedem. Haide, mă, încarcă-te, bă, dar ce mi se încarcă mai așa greu? I need a shower. O, pa, mă, că o să te speli. Că ai făcut smântână la... Da, mai zic. Nu mai zic. Split. Hai să facem așa. Gata, mă, acum avem cardul de la bunker, alfa. Așa, haide să mergem, bă. Îi dai cu YouTube, Mario a primit 3 donații pe același live, câte un euro și ceva. Da, știu. Știu, i-am donat și eu o dată, un euro. Pe un live acum câteva săptămâni. Eu am level 78, bă, foarte bine, foarte bine, ce să zic. Da, haide să mergem la bunker alfa, băi și fete, haide. Aia, dacă ești prost și nu te gândești că, bă, îți trebuie cardul. Îți trebuie cardul ca să poți să intri. Aia, am dat 25 de bănuți. Îți merge Dead by Daylight? Nu știu, că nu l-am încercat. N-am încercat. Am jucat atunci cu tine pe Nvidia GeForce Now, știi? Am jucat pe GeForce Now. A, da, păi pe live ăla a primit 3 donații. Da. Știu că a primit 2 de la băiatul ăla și... Una de la mine. Bă, dacă tu zici că ai level 78, așa că ești mai experimentat, ia zi, e ok ce avem aici? Eu zic că e ok, ar trebui să fie ok. Și mai am, oricum, mai am și aici, bă. Stai. Inbox. O să mă spăl oricum. Că după aia mă simt zombie, știi. First aid kit, mini Uzi. Da, uite ce am aici. Am shotgun. Am Winchester, am o grămadă. Dar tot ce sper e să nu mor. A, și nu-l mai pot să-l iau acum, da. Finalize. Și mi se pare că aici am loot. Am chestii pe aici. Exact, băieți, avem apă. Exact. V-am zis. Și mai avem un pistol. Bă, cred că o să fac în felul următor, mâncavaș. Iau pistolul. De fapt, las toate astea aici. Sau nu știu cum să fac, mă, mâncați aici. Nu știu cum să fac. Ok, o să iau 2 pistoale cu mine. O să iau mâncarea asta, iau apă. O să-l iau decât katana asta pe care o am eu aici. Să ne mai gândim. Să ne gândim bine, mâncavaș, că e bunker alfa, la urmă, nu? Am făcut pe Dead by Daylight player level 110, bă, e bine. Uite, avem gasolină. Nu mă interesează astea. Ce să mai băga pe joc? Ne-am mai jucat de 6 luni. Bă, nu știu, sincer nu știu. Că și eu m-am apucat recent. Am o serie de azi de onor pe canal. Dacă, asta doar dacă ești interesat, ok? Ok. Nu e chiar așa pe cât credeam eu loot-ul ăsta. Chiar așa de bun.
Pare fain jocul. Bă, eu zic să-l încerci, că e chiar fain. Mie îmi place. Așa, și aici, iară mâncărică. Hai să o luăm și pe asta. Sau banul, bă, nu știu, eu zic să nu iau toată mâncarea, că... Stai, deci care era codul? 95... Stai, 95021. Yep. Așa, și acum aș vrea să-mi las mâncarea, că dacă mor, dacă există ghinionul să mor, să am aici mâncare, în caz de orice. Să mă omoare un frez din Giant sau ceva. Știi? Am jucat și eu doar o oră. Nu știu dacă se merită să apuc. Să mă apuc. Cred că ai vrut să zic. Bă, nu știu. Eu zic că merită. Acum, zici și tu. Ok. Și știu că pe undeva pe aici aveam un de la să mă spăl. Știu că pe undeva pe aici era... Uite, cred că în camera asta. Aha, mâncare. Mai bine era dacă aveam apă, sincer. M-a văzut, bă. Mâncare, nu știu. Level up! Forță! Nu mai știu la level up. You get firstly 4% more slowly, extra ore when mining for iron. Care, pe care zice să o bag? Salut, Pig, salut. Dar parcă nu mai îmi dă, mă, cine știe ce, nu mai îmi dă lucruri chiar așa de tari, sincer. Înainte îmi dădea de-astea skill-uri, îmi dădeau skill-uri bune, dar acum... Pe care zice să bag? Asta să mi se facă 4% mai greu sete. Asta să împice extra ori când minez iron cu 2, să am o șansă de 2%. Sau să fac față frigului și să îngheț, cum să zic eu, mai încet cu 2% sau... Camel, ăsta, camel, mă rog. Hai să dăm pe ăsta. Așa, stai puțin, ce avem la ăsta? O, cupon! Bă, ăsta... Mamă, dar chiar am uitat să iau și cuponul, dar, mă rog, nu cred că trebuia să neapărat să iau. Nu cred că se merită acum să iau cuponul, sincer. O, e un zombie acolo. Ok. Atunci, haide să mergem aici. Da, eram sigur că e un floater bloater. Bă, nu, eram sigur, mă jur. Hai, mă, că mai știu despre jocul ăsta. Nu sunt chiar așa de pleb. N-am ajuns chiar așa pe jocul ăsta. Da, și aici avem ăla să ne spălăm. Hai să ne spălăm. Aha, și... Stai, și aveam și ceva de genul unui rain catcher, dacă nu mă înșel, sau mă înșel eu? Cred că mă înșel. Ok, atunci o să scap de sticlele astea. Păi, stai că mă enervează controlul ăsta. Eu am un control prost pe emulatorul ăsta. Să-mi bag piciorul. Da, chiar că e și degetul! Am uitat să iau degetul, mâncați-a șpana ta! Am uitat să iau degetul, dude. Mamă, și am două degete, gen, acasă. Mamă. Bă, sunt prea bun, mă, pe jocul ăsta, v-am zis? V-am mai zis asta? Sunt prea bun. Da, în fine, n-o să mă duc acum. Câte cupoane îmi trebuiesc? 20. Aha. Dă-i, mă! Așa, și de-astea 30. Oh. Cam urât așa, cam urât. Și aici 25. Taieți un deget. Nu prea merge așa, mane.
Nu prea merge așa, bă. Dar oricum, am eu două degete acasă. Gen... E cum ar veni deschidere cu amprentă, știi? Și... Da. Un cupon galben. Alcool și... Da, ok. În regulă, hai să... Cum să fac eu, bă? Hai să facem așa. Pregătiți-vă, mâncavaș. Mergem la floor 1. A, ban floor 2. Stai că ăsta e floor 1. Se vede că am uitat. Este Fly Me to the Moon, domnul. Am crezut că e cel din... Sau... Adică... Mă, credeți că am puține emoții? Ah, acum mi se pare că o să vină dita mai hoarda de zombie pe mine, mâncavaș. Și eu ce mă fac în momentul ăsta? Mamă, și faza e că mă mișc foarte încet pe aici. E puțin riscant, boșilor. E puțin de tot riscant. Nu! Holy, holy, holy. Bro, ce-ți dau sărăciile damage? Bro, ce-ți dau ai dracului damage? Cui? Oh my god. Mi s-a stricat arma, dude. Da, sunt nevoit. Am fost nevoit să o fac, sincer. Chiar dacă am folosit o armă puternică. Mamă, ce să fac, bă? Ce să fac, bă? Pe bune că e, nu-i de joacă, nu-i de joacă. Vă zic. Nu prea e de joacă cu Bunker Alpha. E... Mai ales că nu mă pot baza pe controlul ăsta. Mi-e foarte greu, dude. Ok, cred că o să fac asta. Este un Freezing Giant pe undeva pe aici. Să vedeți acum. Să vedeți acum. Acolo e. Da, friends... Ah, bă, nu, e Floater Bloater. Hai că aș mai avea o șansă cu asta, dar... Aș mai avea o șansă cu asta, dar stați puțin. Hai mai întâi... Bă, nu mai dați damage. Hai mai întâi să folosesc... armele pe care le am deja, gen. Dacă știți ce vreau să spun. Hai să mă duc înapoi la floor 1. Să mă apuc de mituri și legende. Mituri și legende cu ce? Cu ce joc? Mituri și legende cu ce? Că trebuie, sau nu neapărat cu joc. Mituri și legende cu ce? Bă, dar chiar. Eu n-am verificat coșul de gunoi, bă. Avem cupon galben. Nu-i rău. Nu-i rău. Ia, hai să mergem să pun eu toate astea ca să nu cumva să le pierd când mor. Dacă știți ce vreau să spun. Dacă știți ce zic. Și sunetul ăsta? Frate, ce-i sunetul ăsta? Ah, ok.
O să iau maceta asta. Ce-mi pui mie să mai iau eu? Da, chiar, stați că nu mai aveam schimburi pe mine. Și nebun. Frate, cam am nevoie de pistoale. Dacă vreau să mă bag cu cu Frenzy Giant. Cam am nevoie. Ba nu, stai puțin, nu trebuia să mă duc. Stai puțin, hai. Hai mai repede, hai. Stai puțin că nu trebuia să fac asta, ești nebun. Vă zic sincer că ar trebui să încerc să-l mai urmăresc pe... Să mă mai uit la live-urile lui Raku. Ca să văd... Să văd cum făcea el. Știi? În situația asta. Stai, se aude nașpa? Bă, se aude cam... Cred că e cam tare. Sau? Da, nu știu. Vreau să văd dacă e apă. Și... Tocmai ce am spus că vreau să... Nu atrage! Coi, am tras cu arma din greșeală. Am tras cu arma din greșeală, să-mi bat piciorul. Da. Eu cred că... Nic la Mario. Bă, nu știu, faci cum vrei, Mario. Faci cum dorești, ok? Da, deci n-am apă. N-am apă, din păcate. Ceea ce nu e bine. Nu e bine deloc. Hai să fac așa. Hai să fac în felul următor. O să pun... Eu astea aici. Să mă gândesc bine cum fac. Ok, o să las și trusa. Să mă gândesc. Vreau să mă gândesc foarte bine la ceea ce fac, că s-ar putea să regret mai târziu, știi? Asta e ideea. Da, hai să mergem. Da, am și un motiv. Bă? Logic, ai un motiv pentru care faci chestia asta, pentru că nu poți să faci degeaba un anumit lucru. Logic, nu? Logic. Ok, păi o să facem așa. Mergem frumos la floor 2. Dacă o fi să murim, băieți și fete, n-are nimic, ok? Ai, un meci mai prost, cum s-ar spune. Un meci mai prost. Bă, dar parcă mă gândesc să mă joc de pe telefon, mă. Parcă. Că mă risc așa de pe... de pe emulator. Ah, FNAF. Să faci mituri FNAF. Păi, Rati... Faza-i că Slimer face deja chestia asta. Înțelegi? Ia stați puțin. Simțeam că am ceva pe gât. Da. În fine. N-am mai postat de o săptămână pentru că am o durere de măsea. Bă, sincer, ăsta nu prea e motiv, dar... Ok, cum spui tu. Sincer. Ok, mergem cu acest Soul Blade. Mergem frumos. La acest Floater Bloater. Bim! Au, cât damage am dat. Bim! Uitați, mă, cavaș. Cât de bună poate să fie arma asta. Așa, și acum luăm... Arma? What the fuck, se aude? Ah, e un Toxic Spitter. Ala. Hai să facem așa. Toxic Spitter ăsta e cam jale cu el. Oh! Am crezut că moare dintr-un hit. Mai mă, frate, nu e în stare să-l omoare dintr-un hit, dar în pui mei. Ok. Paio! Opa.
Frate, faza e că sunt doi zombi mari aici. Dar nu știu ce zombi. Coaie. Ok, hai că e bine. Hai că totul e bine, băieți. Dar nu știu ce zombi sunt ăia. Asta ar fi problema. Doi floater bloateri. What? What? Doi floater bloateri, dude! Cum să fac eu aici, băieți? Cum facem? M-au văzut! M-au văzut, m-au văzut! M-au văzut, mâncați așa. Ma... Nu prea aș vrea să mă bag cu ăștia. Sunt doi, adică... Adică te rog. Mamă, vine ăștia pe mine, bro! Haide, mă! Unu! Mam. Și Slimer și Ghost 227. Adică. Nu știu ce ai vrut să zici prin asta, man. Holy moly, băieții. Hai să mâncăm. Ma, dar am nevoie de apă, frate, neapărat. Unde e apa aia când am nevoie de ea, mă, mâncați-o și pana ta. Apă! Hello! Am nevoie de apă! Oh, am bere. Dar nu știu dacă berea... mă ajută. Dude, am nevoie de apă, ești nebun. Aia, fac și mituri. De Ghost 227 n-am auzit. N-am auzit. Dar ok. Abă de izvor mai repede că mor. Aia zic, mă. Bă, da... Vă zic sincer, m-aș duce puțin din nou în... Era să zic în biomul, doamne. Ce face Minecraft-ul, ca să înțelegeți ce face Minecraft-ul din mine? Stai, dar ce e aici? Da, ok, dar n-am câine, din păcate, cu skill-ul True Friend. Aia e. O să vreau să merg în zona verde cu pădurea, gen. Ca să fac rost de apă. Sincer, am nevoie de apă. Ești nebun, o să mor. O să mor, efectiv, dacă nu... Și aș vrea, de asemenea, să mă duc și până acasă ca să iau niște... de... să iau un deget de ăla. Sincer. Uite, raid de zombi în 6 minute, ești nebun. Sunt acum în Chernobyl. Eh. Nici chiar așa, bă. Nici chiar așa. Da, știu jocul DC, da. Hai să luăm și degetul, bă. Hai să luăm și degetul. Da, hai să vedem. Încarcă-te jocule, așa. Hai să vedem dacă ni s-a mai făcut mâncarea. Că e nevoie. Oho, așa, mă. Aude cine se face mâncare. Unșpe, da? Ok. O să luăm un deget de ăsta. Să am ba piciorul în el de deget, că... Eu pentru deget am venit acasă, bro, ce-i? Și de asemenea, nu știu ce mai voiam eu să iau, mă. Bă, o să mai iau un soul blade ăsta. Stai să văd ce mai am pe aici. O să iau și maceta asta. Am nevoie de multe arme la bunker. E nevoie de multe arme, ok? Acum...
Ok, hai să mergem. Sper că nu, sper că n-am uitat nimic, sper că n-am uitat nimic. Salut Lifestyles. Salut Răzvan. Degetul în sus. Ei, nu-i voie, mă, în sus, nu-i voie. Salut Sorin, salut. Eu zic că jocul ăsta merge și de live-uri, chiar e distractiv. Da, este. De ce să te mint? Chiar da. Da, hai să mergem aici. Ca să fac și eu rost de apă, că frate, ești nebun la cap, eu nu mai pot să continui la Bunker Alpha. Pentru că n-am apă, ești nebun. Așa am ajuns, mă. Mâncați ești pana ta. Ca idee, repet. Salut, Mr. Freeze. Salut. Repet ce nu cred că ați prins majoritatea de pe live. M-a omorât The Big One încercând să lutez lemn, să fac rost de lemn mult. Pentru am face acolo baza și chestii de-astea, să le-am pregătite, știi? Din cauza asta, m-a omorât The Big One, am pierdut mult... De, efectiv, deschideam, uite, exact așa s-a întâmplat. Deschideam o cutie, doar că atunci nu mi-era sete, știi? Nu mi-apărea asta. Frumos, am văzut eu niște iteme random, ok? N-am dat e-call pentru că mă gândeam, bă, ce-mi pui mie să iau, ce să nu iau, știi? Și bă, aud... Sau ceva de genul ăsta. După când ies, The Big One aici era, aici era. Să-mi bag piciorul. Am încercat să fug, m-am panicat și n-am reușit să fug, am omorât. Din 3 hituri m-a omorât. Să-mi bag piciorul. Exact așa s-a întâmplat. Dar chiar mă, stați că eu am venit pentru apă. Nu mai știam de ce, pentru ce am venit. Da. Trebuie să caut cutii. Cutii. Hai, dă-mi mai multe. A, stai că pe asta am deschis. Adu-te, mă, lupule. Lupul tău azi. Așa. Hai să mai facem rost de... Să ne mai căutăm cutii, dar nu mai sunt. Să-mi bag piciorul. Nu mai sunt, bro. Hai, mă, frate, ești nebun la cap. Cum bă să nu mai fie? Beau apă de pe jos, ești nebun dacă... Bă, văd eu ce fac. Bă, frate, nu se poate. Du-te, mă. Bă, iară vine lupul, mă. Du-te-mi pui mii de lup. Da. Te salut, Petru, te salut. Te fă de ce-l cheamă așa. Treaba lui. De ce-l cheamă așa. Hai să mai vedem. Cutii. Dacă mai găsesc. Nu! Băi, apăsasem pe altceva din greșeală. Vai. Aha, uite o cutie aici. Cu ce joc mai faci live zilele astea? Bă, nu știu. Mă crezi că nu știu? Ok, apa asta o iau. Nu știu ce să iau, bă, de aici. Să-mi bag piciorul. Asta cred că îl las. Și o să iau asta. Că o să... am nevoie de multe din astea. De rubber parts. A, ăsta e ăla cu codul, nu? Da. Nu mai, nu? Nu. Ok, hai să plecăm, mergem spre Bunker Alpha. Știu, am găsit foarte puțină apă, să-mi bag piciorul. Extrem de puțină apă, bossule. Ai văzut update-ul de pe Among Us? Nu l-am văzut. Încă nu. Vă sincer, mă gândesc să fac niște live-uri cu Stand of 2, să fac cu Among Us, altceva nu știu ce aș vrea. Mamă, să mă duc aici, că uite deja ce de eventuri îmi dă jocul, mă. Ce de eventuri îmi dă jocul. Ok, și Bunker Alpha se închide peste 2 zile, ok, deci... să fiu mai activ pe jocul ăsta, că... Ne. Ok, hai să mergem, să vedem dacă reușim să mai facem și noi ceva la bunkerul ăsta.
Bă, dar chiar, cred că o să pregătesc. Ia stați. Haide, mă. Ia. Stați așa. O să vreau să-mi pregătesc trusa aia înaltă. Dar... Nu! Ok, astea vreau să le las aici. Ce am găsit vreau să le las aici. Bam. Apa asta o beau. Dau un pui mii de apă. Și așa am văzut că aveam vreo 50 la apă acolo. Astea le iau cu mine. Și cam at. Și cred eu că o să fac asta. Și o să iau maceta asta. De ce? Pentru că sunt doi zombi de aia mari acolo, Floater Bloater, care mă așteaptă undeva mai jos, la floor 2. Witchit? Nu cred. Încă nu. Da, momentan nu o să mănânc. Momentan nu. Hai să folosim degetul. Că nu mai știu ce... Terminal activation. Aha. Ok, și acum... Hai să vedem dacă ne dă și nouă ceva ca lumea sau... Am venit degeaba. Am luat degetul degeaba. Cupru. Bă, interesant. Da. Vopsea roșie. Nu e rău, nu e rău. The door is stuck. A, e. Haideți să mergem, băi și fete, la floor 2. Pregătiți-vă că sunt doi bulangii acolo. Sper să nu mor. Sper să nu mor. O să fie doi bulangii lângă mine acum. O să se audă cum îmi iau damage. Sau dacă nu, cumva au schimbat ăștia... au schimbat jocul. Hai să vedem. Ah, hai că nu mai sunt. Ok. Bă, și aici e un Frenzy Giant. Sunt sigur de asta. Pe undeva pe acolo. Vai, 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 vai. Nu-i prea o bine. Stai că ăștia sunt... S-au întors așa. Ok, hai să iau ăsta care dă foarte mult damage. Floater Bloater, bă. Hai mă, dă-le mă. Nu, dă-i lu' ăsta. Așa. Cam scăpat de unul, dude. Oh! Level up! Let's go! Și n-am folosit deloc aia de viață! Sunt prea bun! Sunt prea bun! Oh, you make 2% less noise when killing enemies during attacks against other survivors' bases. Oh, new blue... Bă, stai, what? N-am pus? Ăsta, clar ăsta. Ah, de fapt, ba nu, era ăla cu copaci de oak. Să-mi dea mai mult loot, gen. Ai, ai. Stai că mai avem și pe aici ceva. Witchit, ți-am zis. Mă, nu știu când o să bag witchit. Dar o să băgăm într-o zi cu soare, așa, știi? Aluminium plate. Mamă, ești nebun, am primit chestii marfă pe aici. Eu zic că marfă. Destul de marfă. Așa. Iar acum avem aici un toxic spitter, nu? Oh, fast biter. Ok. În regulă. Sper să nu fie aici. Ah, fast biter. Ok, ok. Hai că e ok. Dar trebuia să iau alt armă, ba, piciorul. Uite deja cât damage mi-au dat.
bulangii ăștia. Da. Ai, ai. Hai să vedem și mașina asta de spălat. Ce avem? Nu știu dacă mă interesează. Ah! Ba da, cred că mă interesează. Cred că da. Cred că da. Da. Ok. Hai să... Și aici ce aveam? Ah, alcoolul. Da, 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 da. În regulă. Și acum putem mergem pe aici. Da, și aici e the big one. Mamă, încă mi-amintesc. E the big one aici. Lol. A, și e tunul ăla. Oh my god, aici trebuie să fim atenți, mâncavași. Trebuie să luăm o armă. Turetă. Nu! Nu, 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 nu! Uite, uite mă ce prost e. Pă, prostule, prostule! Te duci în tureta aia, morții. Mamă. Ok. Frate. Bă, voi vedeți cât de nebun e caracterul meu, mă? Acum, serios. Ăsta se duce direct în tureta cu ei. Să-i dea cu pumnul. Ești nebun? Logica la... Oh. Da, am nevoie de o armă de depărtare. Am nevoie de o armă de depărtare neapărat. Mamă, nu spune că am făcut bunker alfa-ul degeaba momentan. Am venit aici degeaba, am făcut live-ul degeaba, totul degeaba. Eu trebuie să scap de tureta asta cumva. Neapărat. Trebuie să scap cumva. Neapărat. O dă parte în parte, păi da. Păi da. Bă, v-am zis, e nebun rău caracterul ăsta, să-mi bat piciorul. Chiar nebun. Dar parcă... Aici e... Da, aici nu mă bag. Pe aici sunt Frezy Giant ăștia. Dacă îți dau un hit, ești mort. Efectiv, atât de puternici sunt. Dacă îți dau un hit, ești mort. Oh. Stai, scuză-mă. Da, momentan cred că aici mă opresc, sincer. Momentan aici mă opresc. Ba, piciorul. O să mai urmăresc eu niște live-uri de-ale lui, de-ale lui Racu, ca să văd eu cum a făcut el pe acolo, știi? Aparent cu pistolul nu ai raza destul de mare încât să distrugi tureta. Ceea ce mi se pare o prostie, pentru că în viața reală nu e așa deloc. În viața reală trebuie, gen, cu orice armă, aproape, aproape. Hai să excludem shotgun-ul. Cu aproape orice armă, tu poți să dai de la depărtare, știi? Înțelegi? Tocmai asta e problema. Da, oricum, sper că v-a plăcut acest live aici, fete. Eu o să rămân aici la Bunker Alpha frumos. Nu cred că mă duc acasă. Pentru că vreau să lutăm ăsta. Și da, sper să fie totul ok pe viitor. S-ar putea să fac un episod cu Last Day. O să fac un episod în care mai joc eu la Bunker Alpha, știi? Pentru că... Ne. Hai să las cupru aici. Ce mai am? Da, cam atât. Hai să ieși eu de pe Last Day că ajunge. Degetul sus, da frate, ești nebun. Da, bă, oricum, sper că v-a plăcut live-ul ăsta. Știu, n-a fost, cine știe, n-a fost foarte lung.
Dar, totuși, sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut. 26 de lichiane, ai că e bine. Vă mulțumesc mult de tot pentru like-uri, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!